Ce-le mă, papacul? Așa? Poate că e frumos cu fata asta. Aoleu, mă, giuvairașule, mă! Într-o zi o să conduc șatra asta, mă! Da, o să fiu o mare, o să se uită ăștia la tine ca la soare, mă! Ia eu o să fiu bulibașă, mă, bătrâna bulibășoaie să vezi. O să vină tot să-mi pupe, uite așa mâinile, uite așa. Și o să fie cu respectul pe mine, mă. Uite, mă, pe tatu. Uite, vino să vezi, vino, mă, încoace. Gianni, bă, vino să ți-l arăt pe tatu, mă. Da, lumea zice că eu sunt nebună, mă, dar dacă eu știu că ăsta e Gianni... Lasă-mă că eu o să-l conving pe ăsta să vină acelișa bulibașă și dacă nu o să vină tot să umble după noi, întinși, mă, și după mine și după tine. Alteță, știu că nu e bine să te amesteci într-o poveste ca asta, dar totuși țin să vă spun. Băiatul meu vă iubește. Da, dar tot ce a făcut el în ultimul timp a demonstrat contrariul. Alteță, el este hotărât să se retragă. Consideră că s-ar putea să devină o piedică în cariera, în viața ta. Și atunci e mai bine să se retragă de dragul tău. Vă mulțumesc, domnule Radulescu, dar... Cum să vă explic? Spune-mi. Nu a venit la conferința de presă. Nu a venit la prima întâlnire cu mama mea adevărată. Nici măcar nu știți câtă nevoie am avut de el. Da, dar nu e adevărat că nu a venit. Adevărul este că nu a putut să vină. Meritați să fiți împreună. Meritați. Peste 48 de ore va fi un om liber și o să fiți numai voi doi împreună. Peste 48 de ore își va încheia misiunea. Misiune. Ce misiune? Nu știi nimic? Ce să știu? Alteță, soțul tău e polițist. Sub acoperire. Scopul misiunii lui este Don Lucian. Cum înțelegi? Ți-am spus un mare secret. Dar ți l-am spus pentru că știu că tu o să-l păstrezi. Ce faci, domnule? A? Strângeam niște lucruri pe aici, că mâine nu cred că o să mai am timp. Avem ceva important de făcut? Nu. Nu, mă, dau petrecerea în șatră. Petrecere mare. Că vreau să mă pomenesc că țiganii. Și după ce noi mai fi eu cu ei pe aici. Dar ce, ți-e spasă de ăștia? Pasă. Ia, hai, stai jos aici, că
Eu să vorbim, nu vorbeam, chepte. Filozofie. Mă, băiete, cea mai mare investiție se face în oameni. Dar nu uiți chestia asta niciodată. Ce? Vrei un parcum, papă? Nu, nu, mulțumesc. Dar ce-i căzut așa? Mi-am adus aminte de regina. Nu pot să-mi o scot din cap. Hai, mă, stai puțin. Mă, investește în oameni. Cu condiția ca să te lase și ei să o faci. Știi? Regina, a fost. A dus. Te-a lăsat. Ia. Auzi? Tu dacă ai fi fost în locul meu, ce ai fi făcut? Urcă-ți mine. Mie și mi-au plăcut mult prea mult femeile, că de-astea le-am iertat. Când trebuia să bag cuțitul în ele fără mila. Te sfătuiesc să nu faci greșeala asta. Hai să suferi. Da? Hai să suferi. Arde-le. No, în cazul tău, arde-o. Și dacă nu pot? Băi, e o vorbă deșteaptă. Zice cam așa. Cine a învățat să iubească o dată, sigur reușește și a doua oară. Da, numai că chiar acum eu nu prea pot să cred asta. Păi, na, atunci ce să zic? Ia și tu o gagică mișto. Țântește-i 2-3 plozi. O să te aștepte cu mămăliga pe masă. Mă, vezi și tu acum. Iubirea asta să cam duce într-un an, doi, în cel mult 5, maxim 10. Tu așa ai făcut? Aș fi vrut eu să fac așa. Nu mi-ești că singurul lucru care m-a făcut să mă duc înainte, mai departe, a fost copiii mei, mai ales ăsta micul Titu. Să faci copii. Să faci. Ei nu or să te trădeze niciodată, dar să ai grijă, mă, să-i educi, să nu-i lași așa de izbeliște cum am făcut-o eu, că ajung ca Armando și ca Rubino. Vezi cum e viața asta, mă, Cosmin? Dar regina unde e? Regina a plecat. Unde a plecat? A plecat undeva unde nu mai a știe. Domnule, eu v-aș ruga să nu vă jucați cu vorbele. Alteța sa regală nu poate să umble așa de una singură. Milan. Dacă regina a plecat acolo unde bănuiesc eu, e foarte bine. Unde, domnule Cristofor? Pun pariu că până de seară nu o să aflați. Domnule, nu e glumă. Milan. Regina știe ce are de făcut. De licență. Da? De ce trebuie să stăm aici? Doar am venit să-l vedem pe tata. Să mergem la el, nu? Nu mergem la el? Eu
Nu ne mai țineți așa, spuneți-ne adevărul, vă rugăm frumos. Deci, Gigi nu mai e cel pe care îl cunoașteți. Aș fi vrut să vă pregătesc pentru întâlnirea asta. Tot ce pot să vă spun că, din punct de vedere medical, Gigi nu mai e de competența mea. Adică? O să vedeți.